Președintele Klaus Iohannis a trimis azi ministrului Justiției cererea de urmărire penală a lui Petre Tobă. Fostul ministru a fost acuzat de săvârșirea infracțiunii de favorizare a făptuitorului. Klaus Iohannis a avizat astăzi urmărirea penală față de fostul ministru de interne, Petre Tobă. Procurorul general Augustin Lazăr a trimis luni președintelui Klaus Iohannis cererea DNA cu privire la efectuarea urmăririi penale față de fostul ministru de interne, Petre Tobă, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de favorizare a făptuitorului. Administrația prezidențială informează că președintele României, Klaus Iohannis, a transmis joi 8 septembrie ministrului Justiției cererea de urmărire penală a domnului Tobă Petre, ministrul afacerilor interne în perioada noiembrie 2015-septembrie 2016, pentru faptele ce fac obiectul dosarului penal numărul 280 al parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție, Secția de Combatere a Corupției, urmând a se proceda conform legii, având în vedere solicitarea Procurorului General al parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Totodată, parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a fost înștiințat cu privire la formularea acestei cereri.